Evrei, capitolul 11, primele șase versete și apoi vom sta în rugăciune. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, în umblarea noastră, în familia fiecăruia, în biserica noastră și în lumea în care trăim. O familie printre multe altele care trec prin încercări, nu fac parte din Biserica Emanuel. Dar știu că la Biserica Emanuel oamenii cred în puterea rugăciunii și ne cer să mijlocim pentru Roșca Nicoleta, care urmează să treacă printr-o serie de investigații și tratamente medicale. Sunt și alții. Ne rugăm ca mâna bună a Domnului să fie acolo. Dar sunt atâția, sănătoși în trup și bolnavi în suflet, pe drumul iadului. Ne rugăm ca Dumnezeu să le iasă înainte. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, prin credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, Primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Amin. Trei prieteni necredincioși au stat de vorbă într-o seară despre ce anume ar vrea. Să se spună despre ei când vor fi pe catafalc în Sicriu. Primul a zis: Eu mi-aș dori ca oamenii să spună despre mine că am fost un om învățat. Al doilea a zis: Eu mi-aș dori să spună despre mine că am fost un om bun. Al treilea a zis: eu aș dori ca să spună despre mine când se uită la mine în sicriu. Cred că încă mai mișcă. Pe fiecare ne interesează ce spun oamenii despre noi. Ne cade bine când vorbesc lucruri frumoase, ne doare când spun lucruri mai puțin frumoase. Oare ce anume influențează vorbele altora despre noi. Prin ce anume devenim noi subiect de discuție între ceilalți? Ce ai dori să se spună despre tine? Când ai plecat din lumea aceasta și vor vorbi despre tine, ce ai dori să rămână în amintirea lor cu privire la tine. Sunt trei aspecte fundamentale care influențează amintirea altora sau vorbele altora despre noi. Prima, cine anume ești? Cine ești? Cum te-ai defini pe tine? Dacă te-ar întreba cineva, tu cine ești? Dincolo de nume, ce ai mai spune despre tine? Cum te-ai defini? A doua întrebare este: Tu de unde vii? Adică, spunem care este traiectoria vieții tale. De unde ai apărut până aici? De unde anume vii? Și întrebarea aceasta are ceva mai mult decât să spui eu vin de la burzuc. Are de-a face cu ceva care ține de traiectoria vieții noastre. A treia întrebare, care definește ceea ce rămâne în urma noastră, este încotro te duci. Care-i direcția ta spre viitor? Încotro te duci. Ne vom uita la un om din Sfânta Scriptură care a lăsat în urma lui o amintire extraordinară. Și ne vom uita prin cele trei întrebări. În Biblie sunt doi, doar doi oameni despre care spune că au fost plăcuți lui Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în ei. Doar despre două persoane. Se spune în Biblie expres că Dumnezeu și-a găsit plăcerea, că sunt plăcuți înaintea Dumnezeu. Care sunt cele două persoane? Tare. Și mai tare. Primul despre care se spune că a fost plăcut lui Dumnezeu în Vechiul Testament este Enoch. Și Noul Testament se spune despre Domnul Isus. În el îmi găsesc toată plăcerea. Doar despre doi oameni se spune în Biblie că au umblat cu Dumnezeu. Care sunt cei doi oameni despre care Biblia spune că au umblat cu Dumnezeu? Tare. Și mai tare. Noie și Enoch. Doar despre aceștia doi se spune că au umblat cu Dumnezeu. Și alții au umblat cu Dumnezeu, dar când Biblia consemnează ceva despre viața lor, îi caracterizează acest aspect. Au umblat cu Dumnezeu. Doar despre doi oameni spune Biblia că n-au gustat moartea. Au trăit pe pământ, au plecat de pe pământ, dar fără să moară. Care sunt? Aici toată biserica a trecut examenul. Enoch și Ilie. Observați că Enoch este menționat în toate cele trei plăcut lui Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu și a plecat de pe pământ fără să vadă moartea, fără să guste moartea. Și totuși despre omul acesta sunt foarte puține relatări în textul biblic. Despre noi sunt câteva capitole, despre Ilie sunt câteva capitole. Despre Domnul Isus, toată Scriptura vorbește despre El. Despre Enoch avem doar câteva versete. În trei locuri sunt câteva descrieri. În Geneza 5, în Evrei 11 și în Epistola lui Iuda, versetele 14 și 15. Cine este Enoch? Omul acesta despre care aflăm, pentru că scrie Biblia, că a fost plăcut lui Dumnezeu, că a umblat cu Dumnezeu și că a fost mutat de pe pământ fără să guste moartea. Cine a fost omul acesta? Vă rog să întoarceți la Geneza, capitolul 5. Deschide scripturile la Geneza, capitolul 5 și de la versetul 18 citim așa la vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ce știm despre Enoch din textul acesta este că pe lui l-a chemat Iared. Dacă l-ai fi întrebat, a cui fiu ești a lui Iared? Dar despre omul care a fost plăcut lui Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu, a plecat de pe pământ fără să guste moartea, nu aflăm absolut nimic cu privire la mama lui. A avut frați și surori și nu ne dă numele nici unuia dintre frați și nici unuia dintre surori. Știm despre omul acesta că s-a căsătorit la vârsta de... Probabil că la 64 de ani, dacă la 65 a avut primul copil, poate s-a născut la 60 de ani, s-a căsătorit. Cum a chemat-o pe soția lui Enoch? Cum a chemat-o? Biblia nu ne spune. La 65 de ani se naște primul copil. Omul acesta are o istorie ascunsă în mister. Primul copil la 65 de ani, și dă nume. Vă duceți aminte când urmau să se nască pruncii noștri cât de mult ne-am frământat să găsim ce să găsim. Nume. Unii părinți, în dragostea lor și în dorința lor de a așeza cât mai multă dragoste și semnificație în viața copilului, îi pun două, trei, patru, unii au cinci nume. Când Enoch s-a uitat la primului născut, i-a pus numele, care nume? Acum, în Biblie. Numele nu sunt doar niște lozinci fără semnificație. În Biblie numele poartă cu ele semnificație. I-a pus numele Metusala, care înseamnă când va muri el vine judecata. Se naște primul copil și când va muri el va veni judecata. Imaginați-vă, se duce Metosele la școală, și se scrie în catalog, cum te cheamă? Când voi muri, eu vine judecata. Așa e este nume interesant. Iar Ed are și alți copii. Dar nu îi se spune nimic despre ei. Frații și surorile lui Enoch sunt fără nume în Biblie, Frații și surorile lui Metusala sunt fără nume în Biblie. E atât de restrânsă relatarea biblică despre familia aceasta. Așa că ne întrebăm de unde vine omul acesta. Omul acesta despre care sunt afirmațiile acestea extraordinare, oare de unde vine? Câteodată când medităm noi la istoria biblică și citim despre Sfinții Vechiului Testament și despre Sfinții vremii Domnului nostru Isus, mai spunem câteodată, mi-ar fi plăcut să trăiesc când? În vremea aceea, așa Să ai fi dorit să trăiești în vremea lui Enoch? Ce zici? Ce crezi? Vremea lui Enoch a fost mai bună sau mai rea decât vremea noastră de azi? Oare Enoch a trăit într-o lume în care toți oamenii se sculau de dimineață, se rugau lui Dumnezeu, mergeau la serviciu și se salutau cu salut creștin și la serviciu în pauză vorbeau despre lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, abia așteptau să ajungă la adunare, să se roage, Oare vremea lui Enoch a fost o vreme în care pământul a fost populat de sfinți? Citim în Cartea Geneza că Enoch a trăit în perioada de la căderea omului în păcat până la potop. În perioada aceea, omenirea s-a dezvoltat pe două linii, pe două direcții. Direcții care sunt menționate, descrise în capitolul 3 din Geneza, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ce afirmă Dumnezeu aici este că în rasa umană vor fi două linii genealogice. Una care e identificată sămânța șarpelui, Cealaltă, care este sămânța din care se naște Mesia, sămânța mesianică. Sunt aceste două linii care străbat omenirea. Și după ce Abel este ucis de Cain, cele două linii se dezvoltă ca urmașii lui Cain și urmașii lui Set. Urmașii lui Cain sunt sămânța celui rău. Întoarceți, vă rog, la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12. Căci vestea pe care ați auzit-o de la început, versetul 11, este aceasta. Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain care era de la cel rău. Sămânța șarpelui. De la Cain începe în omenire o linie genealogică în slujba celui rău. Împlinesc voia celui rău. Fac planurile lui. Și când citim în Biblie că Dumnezeu l-a blestemat pe Cain pentru că l-a omorât pe fratele lui, Dumnezeu i-a zis. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să-l primească, să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Blestemul acesta este să n-ai belșug și să n-ai un loc stabil, să fii fugar pe pământ. Nomad, și ne-am așteptat că urmașii lui Cain să fie un fel de generație după generație de oameni care n-au nimica, oameni care nu reușesc să facă nimic și oameni care umblă dintr-un loc în altul și n-au niciodată un loc stabil. Numai că lucrurile sunt incredibil de ciudate. Cain s-a împreunat cu nevastă sa și a născut un fiu, el i-a pus numele Enoch. Nu este Enoch cel despre care vorbim noi, este un alt Enoch din linia lui Cain și a început să zidească o cetate. Dumnezeu i-a zis să fii fugar pe pământ și el construiește o cetate și spune: N-am să fiu fugar. Am să am o cetate și am să am stabilitate. Am să-mi stabilesc domnia mea într-o cetate și de acolo nu mă clintește nimeni. Dumnezeu a zis să nu-ți dea pământ o recoltă, să n-ai parte de bogăție. Și Biblia ne spune că Enoch a fost tatălui lui lui Irad, și Irad a fost tatălui Mehuiel, și Mehuel a fost tatălui Metușael, și Metușael a fost tatălui lui Lameh. Lameh și-a luat două neveste, numele una, uneia era Ada, celelalte era Țila. Ada a născut pe Iubal și el a fost tatăl tuturor celor care locuiesc în corturi și păzesc Vitele. Adică toată zootehnia, tot ce înseamnă creșterea animalelor, intră în subordinea urmașilor Lucain. Am zis, noi controlează toată agricultura și toată zootehnia. Numele fratelui său era Iubal și el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu alăuta și cavalul. Alt urmaș al lui Cain stăpânește tot ce înseamnă cultura, tot ce înseamnă arta, tot ce înseamnă muzica și delectarea și divertizmentul. Țila de partea ei l-a născut pe Tubal Cain, fă tuturor uneltelor de aramă și din fier. Controlează industria. Tot ce înseamnă industrie, tot ce înseamnă manufacturi, este în stăpânirea urmașilor lui Cain. Sora lui Tubal Cain era Namana, care înseamnă cea frumoasă. Și controlează tot ce înseamnă industria cosmetică. Tot ce înseamnă frumusețe și înfrumusețeare, absolut totul intră în subordinea urmașilor lui Cain. Dar cum arată lumea aceea? Ce fac oamenii în această lume dominată de sămânța șarpelui? La meh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, Ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh. Ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori și Lameh va fi răzbunat de șaptezeci de ori câte șapte. O lume în care stăpânesc agricultura și tot ce ține de domeniile rudite. Stăpânesc industria și tot ce ține de domeniile rudite. Stăpâniți tot ce înseamnă cultura și tot ce înseamnă estetica. Controlează societatea. Și este o societate a violenței, a poligamiei, a decăderii morale. Omori un tânăr pentru vânătăile mele. Voi fi răzbunat de 70 de ori câte șapte. O escaladare a răutății și a violenței și ei puneți lumea. Și Enoch este contemporan cu Lameh. Enoch este contemporan cu Lameh. Ai fi vrut să fii contemporan cu Lamech și să-l ai de vecin? Ți-ai dorit să fie lumea aceasta, lumea în care te duci la serviciu, ai vrea să fie lumea aceasta în care ți-ai așezat familia ta? Aceasta este lumea în care s-a născut Enoch. Dar oare ce s-a întâmplat cu el în lumea aceasta? El vine dintr-o altă linie. El este urmașul lui Set. El este urmașul celor care au făgăduința că vor fi în acea linie genealogică în omenire din care se va naște răscumpărătorul. Sunt posesorii mari promisiuni a mântuirii. Cel care va zdrobi capul șarpelui. 65 de ani. Enoch nu s-a putut decide. A trăit între două lumi, el s-a născut în familia promisiunilor. Dar nu se poate hotărâ. 65 de ani stă și oscilează între două lumi. Ca tine. Născut în familie de pocăiți. Adus la binecuvântare. Știi că faci parte din această familie dar nu te poți hotărâ. Vezi că lumea în care trăiești este stricată și se duce din rău în mai rău, dar nu te poți decide. 65 de ani. Și că putea să ambele picioare. A Am încercat să le împace pe amândouă. A Am încercat să navigheze printre ele, să spună, da, dar eu nu sunt nici cu ăștia, nici cu ceilalți. Numai că Biblia spune prin Domnul Iisus, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și oricât ar fi încercat Enoch să împace cele două lumi și să amâne decizia, viața lui rămâne de fapt în afara promisiunii lui Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat? Se întâmplă ceva extraordinar. La vârsta de 65 de ani îi se naște primul copil. Și Biblia spune că nașterea primului copil a fost punctul de cotitură în care Enoch a decis. Când s-a născut primul copil, Enoch a decis și a decis că el schimbă drumul și alege pentru totdeauna calea lui Dumnezeu. Când s-a născut. Dar de ce nașterea copilului? De ce momentul acela este momentul care schimbă inima lui Enoch? Dimineața am avut doi bebeluși la binecuvântare. Ne uităm de fiecare dată la bebelușii care vin la binecuvântare. Sunt așa de frumoși, dar sunt așa de vulnerabili. Sunt așa de. Neajutorați. Te uiți la el și te îngrozești că va merge la grădiniță în școala lui Cain. Că va crește și va crește sub domnia lui Cain. Și te uiți la el că se va uita la spectacolele lumii lui Cain. Și te uiți la el că va întâlni. Alți tineri din lumea lui Cain care îl vor ademeni. Că vor fi droguri. Că va fi destrăbălare. Că va fi răzvrătire. Că va fi înghițit de lumea aceasta. Și Enoch se uită la Metusala și se întreabă, cine îmi poate Proteja copilul acesta. A venit într-o lume atât de stricată. Cine îl poate păzi? Mă uit cu drag de fiecare dată când avem copii în slujire, fie în coroandante, fie la orchestră, fie la fanfară, fie la programele copiilor. Mă uit cu drag la ei și ne întrebăm, oare cine îi va păzi? În momentul acela, Enoch s-a uitat la el și a zis: Eu nu-l pot păzi. La Meh e mai tare ca mine. La Meh are influență mai mare decât a mea. Armatele lui sunt mai tari ca ale mele. Mă uit la resursele mele și n-am nimic să-l pot proteja pe copilul acesta. Oare este cineva în tot universul care îl poate proteja? Și la se uită spre cer. Și dintr-o dată inima lui se luminează, dintr-o dată viața lui începe să prindă speranță, pentru că în cer este Domnul Dumnezeul adevărat. Slăvit să fie numele. Și Dumnezeu e mai tare decât Cain. Dumnezeu e mai tare decât Lamech. Dumnezeu este mai tare decât toate celelalte structuri a lumii care merge pe urmele șarpelui. Dumnezeu are toată puterea și copilul meu poate fi păzit de Dumnezeu. Și la ia decizia vieții lui. Este momentul întoarcerii lui la la Dumnezeu. Este momentul în care la spune, nu mai cochetesc cu lumea aceea, din ziua aceasta drumul meu va fi pe urmele făgăduinței lui Dumnezeu. V-am spus data trecută, exemplul acelui tată alcoolic, i-a murit soția, a rămas cu un copilaj de vreo 4-5 anișori și nu s-a putut lăsa de beție. Dar oricum și frământat de faptul că n-ar vrea să-l vadă copilul lui la vârsta aceea că i bea și că bea. Și făcea următor lucru. În fiecare seară, după ce își culca copilul, ieșea ușor din casă și se ducea la cârciumă ca să bea. Și bea până se îmbăta și venea acasă și beat adormea până dimineața. Dar copilul nu știa nimic. Și el era oarecum liniștit de faptul că nu vede copilul ce face ca să meargă pe urmele lui. Într-o noapte de iarnă, viscol, frig, și-a culcat copilul și-a ieșit ușor din casă și s-a dus la cârciumă. Le-a 40-50 de minute în cârciumă a intrat copilul lui în hăinuțele de noapte. Hărmălaie și fum, oameni beți. Și copilul înfigurat a intrat pierdut și când l-a văzut tatăl s-a înfiorat, s-a îngrozit. S-a dus la el și a spus, cum ai venit până aici? Și copilul a spus, m-am trezit, te-am căutat în casă și nu te-am găsit? Am ieșit afară și am văzut urmele tale în zăpadă. Și am venit pe urmele tale. Eno, a înțeles. Copilul meu va vedea urmele mele. Și Eno a hotărât să umble cu Dumnezeu. Și din ziua aceea, umbletele lui au fost pe urmele pașilor Domnului. O, Doamne, îndură de noi! Am ascultat zilele acestea un mesaj a unui predicator contemporan cu noi, care a dat următorul exemplu. Imaginează-ți că te trezești noaptea cu un sentiment de neliniștept că s-ar putea să se întâmple ceva cu copiii tăi și te duci spre camera copiilor și deschizi ușa și becul este doar pe hol, pe coridor, ca să vezi cum sunt copiii. Și niciunul nu mai e în pat. Și te prinde spaimă. Și te uiți și vezi că geamul îi spartă. Și îți dai seama că cineva a intrat pe geam și ți-a furat copiii. Și spunea predicatorul în clipa aceea, simți că lumea se prăbușește. Cum s-a putut întâmpla și tu n-ai știut, n-ai auzit, n-ai vegheat? Și spune el, noapte de noapte dormim liniștiți, fără să ne seama că sunt alhoți alți hoți care ne fură sufletul copiilor noștri. Când fiecare seară copiii noștri sunt asaltați de hoți care le fură mintea și sufletul și noi dormim liniștiți. Enoch a venit dintr-o lume pe care a văzut-o mult mai limpede când i s-a născut copilul. A fost o clipă a dezmeticirii. Ai trăit o asemenea clipă. Ai trăit un asemenea moment când ai văzut lumea cu ochii lui Dumnezeu. Când te-ai văzut din perspectiva lui Dumnezeu și în direcția în care se duce lumea. Ai trăit momentul acela cu de 180 de grade. După nașterea lui Metusala. Enoch a umblat cu Dumnezeu câți ani? 300 de ani. Fratele Alex a avut o predică extraordinară dimineață. Dacă suntem gata să trăim pentru Dumnezeu, că pentru mulți dintre noi ar fi mult mai ușor să murim pentru Dumnezeu, Enoch a hotărât să trăiască pentru Dumnezeu 300 de ani. Din ziua aceea, dacă îl întreb, Enoch, de unde vii? Vin dintr-o lume a păcatului, a întunericului. Vin dintr-o lume a pierzării. Vin dintr-o lume în care am oscilat 65 de ani. Și ne-ar fi cântat, m-am hotărât să-l urmez pe Isus. Enoch încotro duce. Și Biblia spune că a umblat cu Dumnezeu. 300 de ani. Cum vă imaginați că a umblat Enoch cu Dumnezeu? Dacă dai drumul la imaginație, oare cum a umblat Enoch cu Dumnezeu? Ce a făcut? Câteodată suntem ispitiți să credem că din ziua aceea Enoch și-a luat Biblia sub braț, și l-a văzut pe Dumnezeu și s-a dus cu Biblia sub braț pe urmele lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, Enoch și Dumnezeu au mers din sat în sat, din localitate în localitate și a avut parte numai de părtășia cu Dumnezeu în fiecare zi, într-o frumusețe care e ca o lume de vis. Oare cum a umblat Enoch cu Dumnezeu? Zice cuvântul lui Dumnezeu în Geneza că după nașterea lui Metusala, Enoch a mai trăit 300 de ani și a născut fi și fiice. Asta înseamnă că 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu în mijlocul familiei lui. Enoch n-a luat Biblia sub braț și a plecat de acasă. Enoch nu s-a dus la mănăstire. Enoch a rămas în mijlocul familiei lui pentru că a avut băieți și fete și a trebuit să le poarte de grijă și să umble cu Dumnezeu acasă. Unde e cel mai greu să umbli cu Dumnezeu? Ce ziceți? Așa e că dacă am fi acasă cum suntem la biserică, ar fi raiul pe pământ? Enoch a umblat cu Dumnezeu în mijlocul familiei lui. Le-a câștigat pâinea. I-a crescut. I-a îngrijit. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și l-a cinstit pe Dumnezeu la el acasă. Și copiii lui s-au uitat la el și Metusala s-a uitat la el și Metusala a înțeles că tata i-a pus numele acesta pentru că tatălui înțelege ceva. Dar numai atât a făcut Enoch. A umblat cu Dumnezeu la el acasă. N-a făcut nimic altceva. Întoarceți la cartea lui Iuda, epistola lui Iuda. Iuda, ne spune în capitole, în care capi e un singur capitol, versetele 14 și 15, și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam. Știți ce înseamnă patriarh? Este capul familiei. În linie genealogică de la Set, de la Adam, este al șaptelea. Contemporan cu La Lameh. Lameh își duce acasă violența. Răzbunarea, poligamia. Enoch duce acasă prezența lui Dumnezeu. Numai că ne spune că Enoch s-a uitat la oamenii din vremea lui. Și ca unul care umblă cu Dumnezeu acasă, a fost preocupat să transmită mesajul lui Dumnezeu celor din vremea lui. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriar de la Adam când a zis. Iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să încredințeze sau să-i dovedească pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui Dumnezeu acești păcătoși nelegiuiți. Enoch a umblat cu Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Și în mijlocul oamenilor i-a înfruntat cu adevărul lui Dumnezeu și cu judecata lui Dumnezeu. Le-a spus oamenilor că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Le-a spus oamenilor că Dumnezeu care este sfânt și drept, Dumnezeu care a făcut făgăduința mântuirii, este și Dumnezeul judecății. Și 300 de ani, Enoch a trăit cu Dumnezeu la el acasă și a trăit cu Dumnezeu în mijlocul celorlalți oameni din societate i-a confruntat pe oameni cu judecata lui Dumnezeu. Și le-a spus că Dumnezeu va veni cu judecata și numele Fiului Său, când va muri, El vine judecata. Știți ce s-a întâmplat? Când a murit Metusala, a venit potopul. Metusala a murit în anul în care a venit potopul. 300 de ani. Întrebare. Câți oameni credeți că s-au întors la Dumnezeu la predicile lui Enoch? Ce ziceți? Aveți vreo idee? Geneza 6. Pământul era plin de sălnicie pentru că orice făptură își stricase calea pe Pământ. Întocmirile gândurilor tuturor erau dreptate în fiecare zi numai spre rău. Dar, și este un dar acolo, un dar care schimbă istoria, un dar care schimbă direcția. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Dar noi a căpătat milă sau har, înaintea Domnului. Noi este un stră, stră nepot al lui Enoch. Noi este un stră, stră nepot al lui Enoch. Și noi a căpătat har. Și noi era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui și noi umbla cu Dumnezeu. E extraordinară această menționare. Când toată lumea pare pierdută, Dumnezeu rămâne într-un singur om. Un singur om în toată generația aceea rămâne cu Dumnezeu. Și profetul Ezechiel, la vremea lui, în vremea robiei babiloniene, inspirat de Domnului Dumnezeu, strigă în fața întregii lumi cuvintele lui Dumnezeu, caut un om. Vă puteți imagina vremea în care tot planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii atârnă de un om? așa că te înfiori, dar ai vrea să fii omul acela. Când toată lumea se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și Iuda ne spune că oamenii îl bătrocoreau pe Dumnezeu, oamenii erau răzvrătiți și îl bătrocoreau pe Dumnezeu, rostind împotriva lui cele mai grozitoare insulte. Enoch rămâne în picioare. Noi trăiește într-o vreme în care tot pământul este răzvrătit și stricat. Și rămâne în picioare. Dar care este secretul? Evrei 11. Prin credință, Abel a făcut un lucru extraordinar. Ce a făcut Abel prin credință? Ce a făcut Abel prin credință? A adus o jerfă și a murit. A adus o jerfă. Extraordinar, am zice noi, dar un lucru așa de micuț, a adus o jerfă lui Dumnezeu din întâi născute dintre oile lui, da, prin credință, în vremea în care sămânța șarpelui aduce jerfă falsă, Enoch, Abel, aduce o jerfă adevărată. Prin credință, Enoch a fost mutat de pe pământ. Ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Toate aceste decizii, toți acești ani, toată viața lui în mijlocul familiei și toată viața lui în a propovădui judecata lui Dumnezeu, credincioșia lui până la capăt, sunt prin credință. Dar ce este credința? Ce este credința? Tare. O încredere neclintită în lucrurile nedrăznite, o puternică încredințare despre Cuvântul lui Dumnezeu. Despre lucrurile care nu se văd. Dar cum anume să fim noi convinși de ce nu se vede? Cum să avem o convingere neclintită despre ceva ce nu se vede? Versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Secretul credinței este Cuvântul lui Dumnezeu. Enoch s-a uitat la Cuvântul lui Dumnezeu și a spus: Dacă Dumnezeu a zis așa, atunci este așa. Dacă Dumnezeu a zis că va veni judecata. Dacă Dumnezeu a spus că nu va lăsa nepedepsite stricăciunile în elegiurile, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, rămân lângă Dumnezeu și dacă nu văd nimic. Dimineață, unul dintre studenții noștri, Mihai, a interpretat la Nai cântarea Cer senin, Cer senin, de lumină, tu ești plin. Cântarea aceea n-a fost compusă acasă, la gura sobei, la un pian sau la un acordeon sau la o vioară sau chitară. Cântarea aceea a fost compusă de fratele Niculiță Moldoveanu în cele mai cumplite împrejurări. După ani de pușcărie, după bătăi și îndurări greu de spus în cuvinte pe iarnă și ger. Să fii dezbrăcat de hainele tale și dus într-un fel de șopru, șură. Și să fie culcat la pământ pe beton înghețat. Ce poți face acolo? Prin crăpătura aceea a văzut un crâmpei de cer. Și dintr-o dată, prin credință s-a ridicat de pe pământ la cer. Și în timp ce trupul tremura de frig, sufletul lui era plin de căldura cerului. Și din frigul acela trupului și căldura sufletului s-a născut o cântare care i-a întărit pe atâția și în vremea prigoanei și în vremea suferințelor, și în vremea bolilor. Pentru că atunci, când înțelegem că tot ce spune Dumnezeu trece dincolo de tot ceea ce vedem noi și se împlinește după voia Lui, avem puterea să umblăm cu Dumnezeu. Am început prin a spune, ce ai vrea să se spună despre tine când vei încheia viața? Ce ai vrea să rămână în amintirea familiei tale, a cunoscuților tăi? Ce ai vrea să rămână? N-ai vrea în aceasta, înainte de a merge la culcare, să iei o bucată de hârtie, să scrii acolo ce ai vrea să rămână și pune bucata aceea de hârtie în Biblie. Și lasă Biblia aceea moștenire urmașilor tăi. ca să-și aducă aminte ce ai vrea să rămână în urma ta ca mărturie. Dar dacă am plecat în seara aceasta, ce-ar rămâne oare? Se spune despre un băiat care a fugit din România în vremea prigoanei comuniste, A ajuns în America, s-a așezat acolo, dar n-a mai putut să vină în țară pentru că așa erau vremurile. După ce s-au schimbat vremurile în România și a venit libertatea, a primit un mesaj că tatălui a murit. Așa că și-a căutat un bilet de avion să vină la mormântarea tatălui lui. S-a întâmplat însă că avionul a întârziat. A pierdut o legătură și când a ajuns în țară, a ajuns mai târziu decât ora de începere a mormântării. Și a rugat un prieten să-l ajute cu mașina să-l ducă la cimitir la mormântare. Și prietenul l-a dus la mormântare. Erau mulți oameni, popor mult n-a vrut să meargă ca să nu distragă atenția în timpul slujbei, așa că a stat și el un pic în spatele mulțimii să asculte. Și l-a ascultat pe cel care vorbea despre cel care era în sicriu, răposatul. Și a ascultat cu atenție și a ascultat toate lucrurile extraordinare care se spuneau despre cel mort. Se întoarce spre prietenul și spune, cât că am greșit suntem la altă mormântare. Pentru că cel despre care se vorbește nu-i tata. Tata a fost un om bețiv. Tata a fost un om destrăbălat. Tata a fost un om rău. Cât că am greșit în mormântarea. Oare vor greși în mormântarea? Oare vor auzi despre noi în gura celor care fac eologii și laudă mortul, mai mult decât laudă pe Hristos? Sau vor putea lăsa în urmă? Au umblat cu Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele. Conștienți, Doamne, că îi putem înșela pe oameni. că ne putem construi o fațadă, o mască și putem să-i facem pe ceilalți să creadă că suntem altfel. Dar totul este gol și descoperit înaintea ochilor tăi. Tu nu poți fi înșelat și nici nu te lași bazjocorit. Ne-a înainte în seara aceasta viața și mărturia lui Enoch. Un om care a umblat cu Dumnezeu. Un om care a umblat cu Dumnezeu în mijlocul casei lui. Și un om care a umblat cu Dumnezeu în mijlocul societății. Cu același Dumnezeu. Cu aceeași credincioșie. Cu aceeași perseverență până la capăt. Ne uităm la noi. Și te rugăm să ne ierți de toate falimentele în mijlocul familiei. Te rugăm să ne ierți pentru toate urmele periculoase pe care le-am lăsat copiilor noștri. Te rugăm să ne ierți pentru toate drumurile periculoase pe care am mers și alții au venit după noi. te rugăm să te înduri de noi să ne ierți. Prin îndurarea ta te rugăm răscumpără, Doamne, ceea ce am stricat noi. Ai milă de noi și de casele noastre. Ai milă de copiii noștri care sunt înghițiți de o lume demonică. De o lume destrăbălată, de o lume care îi amăgește, de o lume care îi duce în rătăcire. Iartă-ne nevegherea. Iartă-ne de faptul că n-am făcut umblarea cu tine să fie o mireasmă plăcută în mijlocul casei. Iartă-ne de duplicitate când am fost mai pocăiți la biserică decât acasă. Doamne, fieți milă de noi! Mulțumim că ne mai dai viață și ne mai dai zile. Doamne, fă să luăm decizia lui Enoch. Să umblăm cu Dumnezeu în mijlocul caselor noastre. Ajută-mă pe mine, Doamne, în mijlocul casei mele. Și ajută, Doamne, fiecare membru a Bisericii Emanuel. Ajută-i pe cei care ne urmăresc online. Vino în ajutorul copiilor tăi. Doamne, dacă din pricina noastră s-au rătăcit copiii noștri, te rugăm. Ai milă și împreună cu iertare, te rugăm, întoarce-i acasă. Te rugăm de asemenea, Doamne, să ne ieți comportamentul ușuratic în mijlocul societății. Când ne-am comportat ca oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sau oameni care se ascund că sunt copii al lui Dumnezeu. Iartă-ne când în loc să fim sare și lumină, am dus mai departe vorbele ușuratice sau ne-am ascuns lumina sub obroc. Doamne, te rugăm să faci biserica Emanuel o biserică câștigătoare de suflete. Te rugăm îndurăte de vecinii bisericii noastre, îndurăte de orașul Oradea, îndurăte de vecinii și colegii noștri. Vine vremea de iarnă și vremea sufletului care îl caută pe Dumnezeu. Doamne, fă-ne câștigători de suflete. Te rugăm de acum, pregătește sărbătorile și evangelizarea și fă să vină zeci și zeci de oameni la pocăință. Ajută-ne, Doamne, să ne redescoperim listele de rugăciune. Pasiunea pentru mântuirea altora. Și fă să fie casa ta plină de slava mântuirii tale. În numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Ascultă-ne, Tată. Amin.